La Râmnicu Sărat, în fiecare iarnă, autoritățile au pus la dispoziția oamenilor străzii una de post. Unii oameni nu au locuință și nici posibilități de a trăi, alții sunt renegați de către familii. Mulți dintre cei care nu au un acoperiș deasupra capului s-au refugiat în adăpost când temperaturile au scăzut sub 0 grade. Au fost însă și persoane, mai ales femei, care, răpuse de ger, au cerut ajutor la camera de gardă a Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, iar medicii au fost nevoiți să le interneze. Pentru că iarna bate la ușă, cadrele medicale au cerut sprijinul autorității pentru a preveni astfel de situații. Bine, iarna, rugămintea mai este să ne implicăm, să vă implicați în urmă în așa la depozitură pentru persoane fără rugăminte. Am înțeles că s-a identificat un spațiu doar pentru persoane în corbație. Stau în spital. Suntem unii dreci. În prezent, în Râmnicu Sărat există un adăpost însă doar pentru bărbați. Până la sosirea iernii, reprezentanții primăriei promit că vor amenaja un spațiu și pentru femei. Avem un adăpost unde avem 4 solicitări de 4 băieți care mai lucrează prin piață, acolo se știe existența și sunt duși în adăpostul respectiv. Însă pentru femei nu avem nicio solicitare. Chiar va trebui să ne gândim, mi-am notat. Iarna trecută, adăpostul de la Râmnicu Sărat a fost deschis seară de seară. 10 bărbați care trăiesc sub cerul liber au fost cazați acolo.